Project și Emma la timpul lor. Este ora 9:29 și astăzi avem un invitat special care a fost acum vreo 2 săptămâni pe la noi sau 3 săptămâni, nu mai știu exact, dar e un băiat foarte talentat care a rupt efectiv cu o piesă. Și am zis că îl exploatăm, nu? Dacă da, tot păi trebuie, fost... trebuie să facem și noi vizualizări, să facem fost, un alt. A fost, a rupt, îl mai aducem o dată, că nu se da. Poate. Neața, ce faci, dragule? Bună dimineața, Radio 3N! Bună dimineața, wow! Cristi Păcari! Wow, wow! Eu vreau să vă zic că ăștia mi-au luat pașaportul și nu vor să trec vama doar ca să vin aici la radio, la da? Ei. Mi-au zis că dacă nu vii, gata, se termină pentru tine cariera. Normal. Lasă bine că ai venit și acum poți să-ți recuperezi pașaportul. Bravo, bravo! Bună dimineața încă o dată tuturor! Cucu, Urmănelu! Bună dimineața, Cristi! Cum este 30 la ora asta? Foarte, foarte bine! Bă, eu... îi place. Uite, îl avem pe Alex, managerul lui Cristi, care e puțin cam... Avariat, da. Avariat, da, îi place. Știi de ce? Uite, eu intru direct în forță. Ia zi. Alex așa pentru că el creează noaptea, el este pasăre nocturnă. Pasăre Cristi, de noapte, da, vreau eu... să încep direct în forță. Zi. Spune-mi deja cu o întrebare. Când este momentul cel mai bun pentru tine să creezi? Băi, noaptea, îți dai seama. Știu la mine tot? Se începe după 9, încep să beau cafeaua. 9 noaptea. Așa. După 9 beau cafeaua. Pe la 10 mă gândesc ce să fac. Pe la 12 văd ce trebuie să fac. Și pe la 12, băi, pe la 1 de-am așa începem să facem, să facem piesele. Ce-mi place asta lui cu băi. Dacă se curcă sau ceva, băi, cum o să zică băi? Da, nu, el bleat, are bleat asta. Dar că tot ziceai de treaba asta cu că nu te mai lasă să intri în țară. Cum e treaba asta cu Bacu? Am vorbit noi o chestie și oricum urmează când, cât, în cât timp? Într-o lună vine Bacu și în România. Tu cum ești cu Bacu? Băi, eu cu Bacu l-am dat. Da? Da, am o istorie cu Bacu ăsta, dacă nu mi-a adus nopți nedormite, dar nu de învățat, băi, de așa, din nu știu stres. Cum să zic, de stres, da. Deci, eu am avut Bacu la engleză, cel mai important, la limba română, la istorie și la geografie. Ok. Da? Eu deodată am plecat la o facultate, la un colegiu uman, ca să n-am matematica. Dacă avem matematica, nu vineam nici acum la voi. Păteam și învățat pe trumbac. Așa. Băi, am avut, toate le-am dat. Toate în afară de engleză. Băi, când am avut blacul la engleză, eu eram așa. Băi, ce să fac? Să mă apuc acum să învăț în ultima zi, ce e acolo să cere, zic, n-are rost. Mă duc așa, de bună ziua, vedem, poate îmi pică ceva ușor, poate am eu ce să spun pe acolo. Băi, îmi pică Bacu, citeam eu, poate ghiceam un cuvânt dintr-o propoziție și zic, băi, ce-mi cere asta de la mine, că eu nu știu ce să-i dau. Și zic, n-am, scriu și eu acolo, toți cuvintele care le știu în engleză le-am împicat într-o propoziție, ca să fie acolo. Și anunță notele la BAC. Eu nici nu m-am dus, că eu știam. Mi-a zis un coleg, băi, vezi și pentru mine, că eu nu mă duc până acolo să pierd timp degeaba. Cum credeți, l-am dat? Eu zic că mai trebuie să dai o dată sau ceva. Bravo, da. Bravo. 10 puncte, corect. 10 puncte. Dă-i aplauze. Chiar asta trebuie să faci? Da. Și ghiciți ce am făcut? Am mai dat o dată. Da, ghiciți, a doua oară l-am dat? Nu l-ai luat. Nu, bravo, aplauze. Până când nu m-am pus să învăț, fiindcă într-un an tu ai de două ori voie să dai bacul. Okay. Și da. M-am pus, gen, când am văzut că situația atât de slută și na, eu trebuie să merg aici în România, băi, trebuie să primesc cumva diploma asta, că n-am cum, ce să fac fără ea. Și m-am pus sincer pe o lună, am zubrit acolo materialul care trebuia de dat la BAC și într-un final l-am dat cu brio, l-am dat chiar și pe o notă mai mare decât mă așteptam și a fost cred. Foarte bine. Deci aici e și o lecție de viață. Dacă ai ceva nevoie, ieși învață că o să fie bine și o să-ți trebuiască, nu faceți ca mine. Cristi, dar tu totuși ești cântăreț de atâta timp. N-ai da. Cântat și tu piese în engleză, ba, nu da. Știi? Băi, am cântat la X Factor, am cântat piese în engleză. Tu știi cum învăț eu piesele în engleză? Cum învățați voi rusa? După auz. Cum sună. Da, după fonetic. Auz. Da, fonetic. A, deci tu nu știi ce înseamnă, de fapt. Ba, îți dai seama, când cânt o piesă, mă mai uit la versuri, le mai traduc în română să văd ce exprimă, ce emoții să dau. Am o sugestie, dacă poți să stai puțin mai așa, că nu-ți vedem fața, dacă vezi așa? Acolo pe ecran, mai așa, că nu te vedem. Așa.
Vorbeam cu microfon, mă simțeam că vorbesc cu un microfon, că tu nu erai, se vedea, erai direct în microfon. Tu nu vezi cum strălucești astăzi, pe el îl vedem da. Prin microfon, prin tot ce trebuie. Eu zic că-s balinez, mă uit la mine și zic că-s balinez, așa-s negru, uite-te la mine și față. Da, e foarte mișto, foarte mișto da. Și acum în ultimul timp, sincer, ai rupt și mi se pare super mișto treaba asta. Și vreau să-mi spui dacă ai vreo, bănesc că, după cum ai zis și tu, lumea te mai recunoaște, lumea te mai vede prin autobuz, pe stradă. Vreau să-mi spui dacă ai vreo reacție memorabilă, ceva ce-ai ținut minte. Poate să fie online, poate să fie offline, o reacție de-a unui om. Poate să fie un comentariu mișto pe care l-ai avut. Ai ceva ce ți-a rămas în minte? Da. Uite, de la piesa asta, tot mă eticheta o tipă prin story-uri. Ok. Și la un moment dat îmi zice, Cristi, poți te rog frumos să-mi dai un autograf? Gen, așa pe foaie, să mi-l transmiți mie. Și eu zic, na, îl dau, dar pentru ce? Am întrebat. Uite că eu vreau să-mi tatuiesc versurile tale și tatuatorul m-a zis că ar fi mișto dacă am integrat și semnătura ta în tatuaj. Wow, nu cred. Da. Pupele de găină aici de bun la și cap. Și mie tot. Și mie tot, senzațional. Adică este cineva în lume care are acum autograful tău tatuat. Da, da, da. Bă, deja. Ești nebun. Furma noi când? Noi... Tu îți faci cu sarmale, cu asta, vezi? Uite-mă la cine eu am un tatuaj făcut de Cristi. Mai da. Ții minte, nu? Și, ce de făcut de mine? Ăla a făcut cam... Deci vinilul ăsta de aici. Da, dacă, ai făcut de el? Poți să-i spun vinil. Zici că e o hârtie igienică de... Da, și de asta l-ascunde cu ceasul, vezi? Permanent. Da, și povestea tatuajului. De cât timp vă știați când i-ai făcut tatuajul? Cred că prima zi am făcut cunoștință. Erau vreo două zile. Erau vreo două zile. Exagerați. Chiar Furman, dacă nu știți, Furman are primiza asta, că prietenii lui se tatuează, adică se tatuează, doamne, se tatuează chestii pe corpul lui, dar ei se știau de două zile, dar ai simțit tu, mă, că am să fie o petenie de aia exact. Pe lungă durată. Cristi, spune-mi, te rog, acum că ai rupt cu piesa asta, nu te mai întreb cum ți-a venit sau așa, dar în general, tu cum îți găsești inspirația pentru piesele astea? De obicei, inspirația mie îmi vine dintr-un singur cuvânt. Eu pot să merg pe stradă și să zic cuvântul drog sau să zic cuvântul nocturn sau okay. Să zic războinic. Și okay. Eu de la cuvântul ăsta pot să încep în jurul lui să construiesc o poveste, să construiesc un text care să aibă și legătură, să aibă și poveste, să aibă și dramatism în ea și să fie și bine cântată și bine suprapusă pe linii ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Uite, îți dau și eu un cuvânt, temă de casă, Furman. Furman, facem. Să vedem genul programului, dacă e tot pe dramă sau pe ce. Începe, cașca Zurli. Toată lumea, mâinile în aer. Care-i goal-ul tău, Crist? La ce te referi? În general, așa, pe plan muzical. Care-i goal-ul tău suprem? Visul. Băi, vreau să ajung să strâng oameni la concert și aici mă refer la o sumă mare. Da, colosabil așa ca să o țin minte. Și dacă ajung acolo, eu zic că se poate de mers și mai departe. Deci visul tău este să ai concerte și să ai mii de oameni care cântă cu da, tine. Da, și ar fi de dorit să mă extind și pe alte fronturi, nu doar pe România. Sunt planuri acum să ne extindem și pe alte, pe alte țări. Deci, bun! Uite, spune-mi, te rog, dacă ar fi să numești trei artiști cu care ai vrea să fii comparat, care ar fi ei? Eu cred că unul deja îl știu cu toții și îl compară, asta fiind Carlos. Adică chiar și prin comentarii la ultima piesă, a zice, ăsta e nepotul lui Carlos, mai zicea. Dar nu, și... tu ești Carlos, așa știam. Dar nu zi la nimeni. Bine, gata, hai, nu spune nimeni. Așa. Mai departe ar fi The Motans, care tot mă compară. Nu știu de ce, având în vedere că ori sunăm bine și după accentul pe care îl avem și după ideile de piesă și de texte pe care ne le expunem nou. Voi cei din Republica Moldova aveți un stil de a scrie, adică efectiv orice piesă scoateți are așa, nu știu, are ceva. Are sosul ăla, cum ar zice Sherry, are sosul ăla. Sentiment. Are sosul ăla. Da. Oh. Sentiment, eu asta spun, da. Că e sentiment pe fiecare piesă și mai am o întrebare tot pe același stil. Pentru că tu acum, în momentul de față, eu consider că tu ești influencer. Eu consider că tu influențezi lumea. Da? Așa. Vreau să-mi spui, dacă există și influencer pentru tine, ce artiști te influențează pe tine cel mai mult? Bănesc, Carlos e unul dintre ei. Da, chiar zic că Carlos e unul dintre ei, care eu îl socot și ca o persoană destul de influentă, nu doar pentru mine, ca pentru mulți artiști de aici care ar putea să să vorbească cu el ca să-i îndrume un pic spre calea cea bună a vieții și a sound-ului mai fresh.
Da, în majoritate nu stau să zic că mă inspir doar de la un artist. Uh-huh. Eu am o duzină de oameni pe care ascult, indiferent că e de la noi, că e din Rusia, că e din alte țări. Dar în totalmente cred că am o medie de 5-10 artiști pe care eu stau și ascult și pot să mă inspir. Pot să zic că ăsta au făcut ceva mișto și aș vrea și eu să transmit mesajul ăsta, chiar dacă e în rusă, vreau să-l fac așa, să sune bine în română și să audă și publicul român ceea ce scriu și alți artiști. Deci noi practic ne încurajăm, fiecare artist și încurajează unul pe altul, chiar dacă e, asta e situația. Foarte mișto și după cum am zis, ești influencer. Da. Consideri asta? Consider asta dacă mă urmărești așa, nu știu, de caterincă. Știi? Adică eu pot să iau telefonul în mână și să fac ceva mișto, dar să nu postez chestia asta. Uh-huh. Sau pot să fac ceva mișto și să o postez, dar pot să nu postez deloc o săptămână, dar după o săptămână să vin. Adică depinde ce vrei să vezi la mine. Corect. Adică dacă vrei să mă vezi în fața reală care sunt eu, adică trebuie să prinzi momentul ăla, trebuie să mă urmărești vreo 2 ani ca să mă prinzi, așa că dați un follow de acum. Deci dați acolo clopoțel, tot, să fiți activ, da, acolo cu el. Și spune-ne, te rog, pentru că eu din ce am văzut pe TikTok, rupi. La fel și pe celelalte platforme, dar care este secretul tău? Ai reușit din prima sau ai descoperit un secret pe care îl folosești? Nu, niciodată, dar nu cred că există vreun secret. Cred că munca e cel mai mare secret pe care trebuie să-l știi, da. Ceea ce că fac eu piese și încerc să le promovez pe platforma TikTok, asta e alta. Aici poate merge mie, poate piesele sunt bune, cine știe, dar poate și eu sunt frumos, nici nu știi. Da? Deci nu știi, eu de cred că sunt toate. De fapt, urma te-a întrebat că vrea să mai crească și el în cifre și vrea să mai, de la fiecare invitat, băi, de fiecare treabă, dar care e secretul, cum facem, e? Facem un TikTok după emisiune și vă arăt, da? Acolo sunt prin setări, acolo situația. Mă, eu de la voi învăț treaba asta cu TikTok-ul, că și eu de la forma mai învăț chestii, cum trebuie să pun textul pe video, cum trebuie să facă toată treaba asta. Ce vreau eu să zic, ce îți place mai mult, pe Instagram sau pe TikTok? Bănuiesc că pe Instagram, dar vreau să văd și care e părerea ta. Sau care e diferența? Ce diferență vezi între TikTok și Instagram? Deci eu pe Instagram iubesc să stau ziua și pe TikTok să stau noaptea. Voi n-aveți chestia asta, că pe TikTok adormiți, practic. Și pe Instagram vă expuneți viața. Păi da. Cam așa e. Da, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. N-am pus niciodată problema așa. Bine, l-avem noi pe Ionița al nostru, e pe TikTok. Și zi și noapte, da. 24 din 7. Băiatul ăla mănâncă, doarme, face totul pe TikTok. Da, măi. Mai ai întrebări? Că am văzut formă că tu astăzi ai fost activat pe întrebări. N-am apucat să vorbesc mai nimic. Te-am lăsat, să vorbești cu Cristi. De ce? Pentru că el când o să rupă, deja rupe. Dar când rupe și mai tare, lumea se uită la interviul ăsta și zic: mă, cine e băiatul ăsta frumos cu training-ul ăsta Adidas, știi? Da, să zicem. Nu, bine, în fine, nu contează. Măcar sunt și eu aici. Să zic că am fost prezent, că am avut și eu, zic oamenilor, păi vă știți pe Cristi Porcari? Păi el eu când creștea, eu i-am luat interviu, păi nu să știți voi de asta. Două în două săptămâni. Cristi, rupi pe plan muzical, chiar ești foarte talentat. Băi, încă ceva. Voi știți că voi în premieră piesa asta a fost la voi aici difuzată. Bă, dar chiar? Da, chiar. Înainte piesa cu câteva zile de lansare. Piesa asta nu a auzit-o nimeni, nici pe TikTok nu a auzit-o. Deci la voi a fost făcută premiera piesei. Și mai ții minte ce ți-am zis? Da. Ce ți-am zis? Că e bună piesa. Ți-am zis că o să rupă. Ți-am zis că o să rupă și a rupt. Pentru că noi când zicem ceva, se întâmplă. Băi, da, nu, chiar sună foarte bine piesa. Și bine, orice piesă scos, mie chiar îmi plac. Adică eu am, te știu, cred că de un an. Da. Și eu de obicei am chestia asta. Dacă îmi place din prima artistul. Mai sunt artiști ăștia de nu-mi plac la început și îi bagă pe radio și mă supra-saturează și la un moment dat îmi place. Dar la tine din prima când te-am auzit am zis: bă, ăsta chiar are talent, ăsta chiar e șmecher. Da, din prima. Uite, și din prima ai fost talentat, dar s-a schimbat cumva traiectoria asta sau nu, s-a schimbat, hai că pun întrebarea altfel. Cum s-a schimbat stilul tău muzical de-a lungul carierei tale sau de-a lungul vieții? Păi s-a schimbat, nu știu să zic că s-a schimbat, dar am încercat să fac mai multe stiluri. Că de la început nu știam stilul care mă reprezintă. Adică eu știam să fac de toate, dar nu mă axam ceva bine. Și încercam să fac și trap, și mai dance, și mai melancolic, și așa, și așa, mai pop, rap, trap, rap, nap, rap, sap, trap, tap. Uite, tu ai piesa aia, Soala. Soala, care da. E total alt stil comparativ cu restul. Da, total alt stil. Adică mie poți să-mi pui un beat și eu să am o linie și să nu duc
ideea de piesă până la capăt și să zic, băi, e bună linia asta, dar nu știm dacă o ducem pe stilul ăsta sau o facem să suni pe stilul meu. Adică să o facem piesa la modul serios sau o facem așa. Tu ai stilurile astea două. Ai stilul ăsta când ești serios, melancolic, pe dragoste, pe chestii, și ai stilul ăla de șmecheria tău de golneală, da, de așa. Păi astea-s două, practic, stilurile mele pe care stau să mă axez la momentul de față. Înțeles, da. Deci mai urmează șmecherie și de astea, nu? Mai urmează, normal. Foarte frumos. Și că tot, tu ești un băiat simplu din punctul meu de vedere, care face ceea ce îi place și se descurcă extraordinar de bine. Și din cauza că te descurci extraordinar de bine, ai ajuns acum în industria asta muzicală, în industria asta de influencer, de toate cele. Cum te înțelegi tu cu partea asta de industrie muzicală? De venirea asta ta aici. Băi, eu am pentru toți respect aici. Eu nu consider că sunt vreun străin sau ceilalți mă consideră vreun străin că am pășit pe meleagurile astea și stau și mi expun muzica aici. Doar că e o idee de piesă, na, până la urmă. Până la urmă, publicul primește ceea ce oferi, da? Și el evoluează cât de tare îi place piesa sau nu. Există doar trendingul ăsta în care există o piesă mai sus să fie sau există o piesă mai jos. Adică publicul îi place lui mai mult sau nu. Dar noi până la urmă ne facem treaba și suntem bine dispuși să colaborăm cu toți și să ne susținem. Așa consider eu că e bine. Ce frumos mă vorbește băiatul ăsta. Da, eu ți-am da. Zis formal înainte de să începem, înainte să vii tu încoace, am zis, bă, o să avem ce să discutăm cu băiatul ăsta, chit că noi ne-am văzut acum vreo 2-3 săptămâni ultima oară și uite că am vorbit și despre alte chestii, adică nu ne-am dus în acea sferă de discuții. Doar că tu, Furman, pare că ți-a dat vreo 200 de euro Cristi înainte de emisiune. Tu fiecare, înainte să, nu știu dacă ai observat, o să vezi pe interviu, de ce? Înainte de fiecare întrebare, ori ziceai că ești talentat, dar totuși, cum o faci? Tu zici că ești de la 40 de întrebări cu Denis Rifai. Tu m-ai învățat să, mi-ai zis să leagă întrebările între ele, da, și așa. Și am zis că încep totul de la, bă, ești rom super șmecher, dar cum faci asta, știi? Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Să fii așa cum trebuie, să par profesionist. Apropo, profesionist bun. Poate mă mai iau ăștia, știi? Păi da, te mai iau. Astea. Mai faci interviuri și tu. Mă primesc la evenimentele astea mondele, eu să fiu ăla cu microfon, știi? Salut, cum ai ajuns astăzi aici? Ce voiam să zic, mai ai piese făcute sau pe vine? Da. Care e situația? Mai urmează să fie lansat acum în perioada de 25 mai încă o piesă, mai punem cap și încă unei piese care o să fie lansată pe vară și mai avem și o piesă pe toamnă. Adică mamă, deci ești pregătit bine. Da, ne-am pregătit de data asta, ceea ce este foarte păi bine. Păi știi ce trebuie să facem, Cucu, nu? Ce? Vorbim cu Alex acolo să vedem, nu vă trebuie barmani de ăștia care dau cu mătura prin clip să apărem și noi, să facem și noi acolo o chestie. Da, să zicem, ia uite, suntem în trending și noi să fim în trending. Chiar pe ce loc ai fost în trending? Cel mai sus am fost pe locul 6. În România. Aici, da. În România, dar România, în Moldova... Republica Moldova, am fost pe 1, pe toate am fost. Acolo e... Aia zic. Bă, dar oricum, tare. Eu eram plecat în Bali când ai lansat piesa și îți dai seama, fiind în Bali, nu prea stăteam pe telefon și la un moment dat văd un story la tine și văd acolo locul 1, locul 6 și zic, bă, zic, wow, ce a explodat piesa. Adică eu știam că o să bubuie, dar a bubuit foarte repede, adică în 2-3 zile s-a dus... Bine, cumva poți spune că te așteptai, nu neapărat că știai 100% și asta vreau să te întreb și pe tine, Cristi. Tu ai știut că o să rup atât de tare? Băi, n-am știut. Eu sunt foarte sceptic la chestiile astea. Mie când îmi zic niște persoane că o să rupă piesa, eu stau și o gândesc în alt punct de vedere. Adică rupi piesa, tu ce faci mai departe? Adică tu chiar și dacă rupi piesa asta, tu trebuie să te gândești ce faci mai departe. Că aici ai să începi complexul ăla mare de idei pe care trebuie să le ai în cap. Și zici, băi, piesa rupi, trebuie să vin cu altceva, cu alt material, cu altă chestie, trebuie să apară acolo, acolo, acolo. Piesa rupi și rupi mai departe. Dacă tu nu stai să te ocupi de asta, așa și o scoboare. Adică... Da, sunt foarte mulți artiști care atunci când rup cu o piesă, cumva ei se pun cu așa, stau pe spate și lasă că e bine. Se bucură de succes o perioadă. Dar uite la tine, ai 3-4 piese deja puse așa, programate, vară, toamnă. Da, da. Frumos. E om matur, nu vezi aici, avem ce învăța de la el. Bă, om matur cu bacul luat, bă. Cu bacul luat, corect. Să nu uităm. Bravo. Ia zi-ne pe aia ta în engleză, zi-ne pe aia ta în engleză. Yo, bun. Bun. Care, fii atent, care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată? Ai ceva memorabil care te-a dus în punctul ăsta? Da, că totul este posibil și nimic nu e întâmplător. Cine ți-a spus asta? Nu mi-a spus-o nimeni, eu asta singur am înțeles. Eu am o problemă. Mie când îmi zic oamenii ceva... Înțeleg ce vrei tu. Înțeleg ce vreau eu, dar îmi dau seama de ceea ce spun după ce trec eu prin asta. Adică chiar și dacă mama spune, băi, nu călca pe aici.
eu o să calc ca să văd cum e și data viitoare să nu mai calc. Da. Adică eu până nu trec prin asta să fac și nu știu, asta e o problemă de-a mea, că dacă nu fac să fie așa cum vreau eu, nu se lasă până la final. Uite, să știi că nu e o problemă doar a ta, toți avem asta până la vârsta de 7 ani. Haideți că acum audem pe dealea inteligenței. Mamă. Deci subconștientul, noi până la 7 ani sau nu mai știu cât, noi funcționăm pe subconștient. Sau nu pe, noi nu suntem neapărat conștienți de ceea ce facem, da, ca și copii. Și subconștientul nu are negație. Tu degeaba îi zici, nu faci asta, nu există. El trebuie să facă ca să-și dea seama de ceea, da, ce se întâmplă. Tu ai rămas așa, ceea ce nu-i greșit, și eu fac aceleași chestii. Prefer să fiu nemulțumit de alegerile pe care le fac da, eu, decât să fiu nemulțumit că nu am făcut ceva din cauza cuiva. Lecție de psihologie cu Furman, puteți să-l contactați pe Instagram, pe TikTok, el este prezent. Da. Foarte frumos. Bă, vorbești foarte frumos. Mai era frumos o chestie, zicea așa, gen, să nu regresi niciodată ce ai făcut decât ceea ce n-ai făcut. Adică da, mai bine faci decât mai bine regreți ceea ce faci decât ceea ce nu faci. Da, exact. Da. Foarte bine zis. Dragilor și dragule, ajungem pe final de emisie. Înainte ce să... Face. Tu vezi ce face? Eu stau aici, dau interviu frumos, mă chinu, mă trădesc, vine el dintr-o dată, dragilor, s-a încheiat. Păi nu, mă, stai un pic că nu e gata, am zis că suntem pe final, poate mai ține finalul încă 2 ore, n-ai unde să știi, frate, adică ce? Party despre pupă. Ce vorbim? Stai așa. Și nu știu că n-am anunțat asta până acum, dar ce sunt eu? Tu ești bătrânul ăla care fură mingea. Păi hai, vin aici tu, vin aici la butoane și vedem după. Ce voiam să zic e faptul că o să ne cânte. Bun, o să ne cânte piesa asta și eu abia aștept să o ascult aici live la Radio Trenet și te așteptăm cu alte piese să îi dăm așa un boost, măcar manifestând aici în studio că corect, o să rupă piesele. Corect. Vă mulțumesc frumos, băieți, și numai bine vă doresc la tot și ne auzim noi. Da, când vine timpul. Haide, oameni buni, mulțumim frumos. Este 9:50, gata, s-a terminat și emisia pe ziua de azi. Ne auzim mâine tot de la 7 și 10 minute cu zi. Cu ce? Acum trebuie să faci tu legătura direct cu Furman și Cucu. Ah, cu Furman și Cucu, radiatorii voștri preferați. Cum ar zice Cucu, talentele părăsesc studioul, da, dar nu înainte de a ne cânta Cristi Păr, care noua lui piesă.